București este astăzi una dintre gările importante ale României. Foarte mulți oameni tranzitează Ploieștiul, mai ales prin gară, bineînțeles și în legătură cu Bucureștiul. Este un trafic permanent. Ce aș vrea să aflu de la dumneavoastră ar fi, în viteza în care se întâmplă lucrurile astăzi, la ce să fie atent călătorul care trece prin gara Ploiești. Lucrurile curg într-un ritm foarte rapid și nu mai suntem atenți la lucrurile importante. Trăim în epoca vitezei și în epoca vitezei avem tendința de a ne gândi doar la destinație. Dar exact cum foarte bine spuneți, gara înseamnă nu numai un loc unde omul coboară și cumpără un bilet și bea o cafea între două trenuri. Gara este și un loc de întâlnire, este, cu ghilimele de rigoare, rețeaua de socializare din vremurile trecute. Gara este un loc simbol, este un loc în care oamenii se întâlnesc, este un loc în care oamenii se cunosc poate pentru prima dată, este un loc în care oamenii schimbă trenul, dar și un loc în care schimbă destinația și poate chiar destinul. Spun treaba asta pentru că gara Ploiești este o gară importantă, este o gară pe măsura importanței orașului. Un oraș atât de mare, atât de însemnat, care găzduiește, să spun așa, tot cu ghilimele de rigoare, oamenii care lucrează în domeniul petrolier, un oraș atât de mare nu putea să nu aibă o gară care să fie asemenea importanței acestui oraș. Și vă spun că la Ploiești sunt mai multe gări. Este gara în care ne aflăm acum, gara Ploiești Sud, este gara Ploiești Vest, pentru trenurile care merg către Brașov și către Sinaia, către munte. Este gara Ploiești Nord, care este o bijuterie din punct de vedere arhitectonic. Este gara Ploiești Est, care deservește zona industrială. Și lista poate continua, că sunt mai multe gări în apropiere de Ploiești. Gara este un loc remarcabil. Este un loc care poate fi recunoscut de oriunde. Dacă venim din centru, exact în capătul bulevardului se găsește gara. Deci în felul acesta, arhitecții care au construit orașul au considerat că gara este un simbol, este un punct de referință. Deci când vii pe bulevard, de oriunde poți să vezi unde este gara. Gara, în felul ăsta, îi se acordă și importanța cuvenită. Din punct de vedere istoric, gara are mai multe etape de dezvoltare. Dacă ea a fost inaugurată, și de ce spun cu ghilimele, pentru că a fost construită puțin mai devreme, în 1872, din 1872 până acum au fost foarte multe evenimente. A trecut prin mai multe războaie. Da? A fost războiul 1877-1878, a fost primul război mondial, a fost al doilea război mondial. A prins mai multe momente și a trăit o viață exact ca și un om. Înainte de a ne spune câteva dintre poveștile imateriale ale gării din Ploiești, spuneți-ne ce s-a mai păstrat palpabil, material în această gară. Peroanele dintre stații, partea acoperită a peroanelor, s-a păstrat exact ca, nu chiar ca cea originală, ca cea de-a doua modernizare din perioada interbelică. De ce vă spun acest lucru? Pentru că personal am văzut chiar o fotografie din timpul bombardamentelor, pentru că fiind o zonă petrolieră era clar că a fost bombardată în al doilea război mondial și de către aliați și de către dușmani, etc. Bun. Deci aceste peroane existau în acele fotografii, ba chiar din cauza exploziei unei bombe era un vagon cu roțile în sus pe acest peron. Este exact acest peron. Acest peron a fost reparat, a fost consolidat, dar este cam același. Clădirea gării se găsește exact pe locul fostei clădiri. Vechea clădire nu s-a mai putut păstra din cauza bombardamentelor și distrugerilor masive care au avut loc la ea. Când a fost ridicată actuala clădire? După al doilea război mondial. Dar păstrează arhitectonic pentru a rămâne în memoria celor care au trecut sau își amintesc de gara din Ploiești Sud. Arhitectonic păstrează cam aceeași dispunere a corpurilor de clădire. Corpurile mari la capete și un corp central la mijloc, care este holul de trecere al caselor de bilete. Începe povestea gării Ploiești. Povestea gării Ploiești începe în 1870. Deci, la vremea respectivă, calea ferată nu exista în România. România nu avea ingineri, nu avea specialiști, nu avea căi ferate. Și atunci statul român
a zis că trebuie să încerce să construiască niște căi ferate, pentru că era un sistem modern, era un sistem de transport, era un sistem util, era un sistem de progres. A fost dorința expresă a regelui Carol. A fost dorința expresă a regelui Carol, dar încă înainte, Alexandru Ioan Cuza depusese un proiect în Parlament pentru a se finanța construirea unei căi ferate. Toți cei care erau în preajmă căi ferate, acolo unde ea s-a construit, au progresat. Pentru că puteau face comerț, aveau mai mulți bani, puteau să investească, să se creeze noi capacități de producție, noi fabrici, noi silozuri. În zona asta sunt niște zăcăminte foarte importante de petrol. Petrolul acesta îl producem, dar nu putem lăsa unde l-am produs, să-l ducem undeva, acolo unde este nevoie. Cu ce l-am putea duce? Cu tren. Și atunci, deși proiectul a fost depus inițial de Alexandru Ioan Cuza, regele Carol a zis că trebuie să continue acest proiect și a insistat foarte mult să se construiască căi ferate. Mai mult, aceste căi ferate trebuiau construite de către niște ingineri. Era o tehnologie nouă. Noi încă nu știam să facem așa ceva. Nu aveam nicio linie. Și atunci, construirea unei căi ferate însemna practic un buget foarte mare. Din acest motiv, practic, în Parlament nu a fost votată construirea căii ferate în regie proprie de către România cu specialiști străini. Pentru că era mai mult de jumătate din bugetul țării. 60%. 60%. Era foarte scump. Și atunci s-a găsit o soluție mai ieftină pentru statul român, dar ca totuși să aibă căi ferate, și anume să concesioneze suprafața de teren pe care se va construi calea ferată și clădirile anexe, unui concesionar care construiește linia. Acel concesionar străin construiește linia, o exploatează, iar după un anumit număr de ani, ea rămâne în proprietatea statului român. Și în felul ăsta era mult mai ieftină toată realizarea acestei construcții. Primele linii de cale ferată de pe actualul teritoriu al României a fost Oravița-Baziaș, pentru transportul cărbunelui Anina-Oravița și de la Oravița cu trenul mai departe la Baziaș, dar în vechiul regat, vorbim despre calea ferată București-Filaret-Giurgiu, care s-a inaugurat în 31 octombrie 1869, iar în partea de nord a României a fost concesiunea von Offenheim, calea ferată care a venit Lemberg, Lvov de astăzi, Cernăuți, Suceava, Pașcani, Roman, cu ramificația către Iași. E, această linie din nord cu această linie din sud nu erau legate deloc. În plus, există și a treia linie, care a fost construită de către Imperiul Otoman, începută în 1857 și finalizată în 1860, era linia Cernavodă-Constanța. La vremea respectivă era în Imperiul Otoman. Linia aceasta a fost construită pentru faptul că erau probleme la gurile Dunării, războaie ruso-turce, era o zonă nesigură pentru comerț și atunci tot ceea ce venea pe Dunăre se transporta cu trenul de la Cernavodă la Constanța și se rezolva problema. Aceste linii nu erau legate între ele. Și atunci, statul român a spus că trebuie să construim o linie care să meargă mai departe. Roman, Bacău, Adjud, Mărășești, Galați, Brăila, Buzău, Ploiești, București, Pitești, Slatina, Craiova, Turnul Severin, Vârciorova, că era stația de frontieră cu Imperiul Austro-Ungar, și mai departe legătura feroviară către Imperiul Austro-Ungar. Practic, lucrarea a fost finalizată în 1870. În 1870, linia nu a fost recepționată de statul român pentru că concesionarul nu își terminase lucrările. Nu putem să recepționăm o lucrare care nu e gata. Bun, între timp se termină lucrările, dar înainte de a se face recepția de către statul român, vin niște inundații. Vin niște inundații, vremea nu ne iartă, mai ales dacă facem anumite greșeli când construim, așa, și spală anumite terasamente ale linii și rupe niște poduri care erau făcute din lemn. Deci concesionarul a trebuit să reia lucrările și a fost o pată pe obrazul lui, pentru că nu au fost niște lucrări de calitate. Bine, se întâmplă și în zilele noastre. După 140 de ani. Asta a dovedit că concesionarul avea doar un interes comercial, și anume de a construi aceste linii cât mai ieftin, ca să le exploateze și să scoată cât mai mult profit. Bun. Au fost refăcute liniile, au fost reconstruite și, după ce au fost reconstruite, în 1872, întreaga linie de la Roman, mă rog, de la Suceava, dar ea fusese deja construită până la Roman. Deci Roman, Mărășești, Galați, Brăila, Buzău, Ploiești, București și de la București până la Pitești,
linia ramificându-se din Chitila, a fost recepționată. Deci, practic, putem spune că ea a început să funcționeze ca virgulă gară în 1872 și atunci a fost deschis atât traficului de călători, cât mai ales traficului de marfă, fiind către Galați. Galați fiind un important port pe Dunăre și, un punct nodal, să zic, cum s-ar spune în termenii de astăzi, ai rețelei comerciale din România. În contextul în care România devine regat, România mică, apoi România mare, ce a însemnat Ploieștiul pentru istoria noastră? Ploieștiul a avut un rol foarte important. Ploieștiul se afla și se află în continuare la intersecția mai multor direcții comerciale. Ploieștiul, dacă vorbim din punct de vedere al mărfurilor, în primul și în primul rând rafinăriile și produsele petroliere trebuiau transportate. Deci era un loc unde se adunau foarte multe cisterne, veneau goale, plecau încărcate. Erau exploatările care iarăși necesitau utilaje, necesitau transport. Dacă vorbim din punct de vedere al mărfurilor, mărfurile care veneau din Moldova către București, treceau prin Ploiești. Deci iată că tranzitul de mărfuri era un tranzit important. Dacă vorbim de mărfurile care mergeau către Brașov, treceau tot pe lângă Ploiești. E adevărat prin gara de vest. Dar totuși vreau să vă mai spun un amănunt. Știți că există acea expresie, o cotești ca la Ploiești. Haideți să vă explic de ce o cotești ca la Ploiești. Vreau să vă întreb despre lucrul ăsta. Bun, fiindcă mi-am adus aminte de gara de vest. Trenurile erau remorcate cu locomotive cu aburi. Locomotivele cu aburi, niște piese superbe astăzi, aceste locomotive cu aburi remorcau trenul din gara de nord și veneau până la Ploiești. Unde veneau? În această gară, în Ploiești Sud. Gara Ploiești Vest încă nu era construită. Dar, pentru o distanță de 60 de kilometri, locomotiva cu aburi nu avea nevoie să ia apă. Cărbunele și ulterior păcura erau suficiente. Uleiul care l-avea mecanicul și cu fochistul în cabină ajungeau pentru ungere. Dar apa, din când în când, trebuia umplut tenderul și apa nu era suficientă pentru fierberea cazanului. Deci mai mult de 60 de kilometri nu prea se mergea cu locomotiva pentru că era nevoie să ia apă. Ca să se scurteze timpul de a lua apă, au zis mai bine intrăm în Ploiești, dezlegăm locomotiva și la coada trenului venim cu altă locomotivă gata alimentată. Am legat-o și am plecat cu trenul. Și trenul stă mai puțin în Ploiești. Un om care stătea și se uita pe geam, îi mergea către stânga. După care din Ploiești merge către dreapta. Ce se întâmplă? Că totuși ajung unde trebuie. Și de aici vine expresia ocotești ca la Ploiești. În termen feroviar, asta se numește rebrusment. Sunt foarte multe povești despre prezența familiei regale de-a lungul zecilor de ani în care familia regală călătorea de la București spre Sinaia. Deci vorbim despre o istorie care începe la 1870, se termină undeva la începutul celui de-al doilea război mondial. Ați scris nenumărate studii și articole despre ceea ce a însemnat istoria trenului în România. Povestiți-ne ce se întâmpla în gara Ploiești în acei ani în care România era regat. Gara Ploiești a avut un rol foarte important. Atât familia regală, cât și membrii guvernului făceau dese incursiuni, în primul rând din punct de vedere economic, veneau să stabilească anumite contracte, anumite întâlniri cu oameni de afaceri, având în vedere importanța acestei zone aici în Ploiești. În zona Ploieștiului, Casa Regală circula pentru că la Sinaia era construit Castelul Peleș. Castelul Peleș era reședința familiei regale. Familia regală circula cu trenul regal pe lângă Ploiești și se ducea la Castelul Peleș. Iată deci că Ploieștiul nu putea lipsi de pe hartă în această călătorie. Când familia regală mergea către Moldova, singura cale ferată care putea să permită acest lucru, adică să mergi de la București în direcția Moldova, trecea prin Ploiești. Iată deci că Ploieștiul nu putea fi evitat, nici gara în care ne aflăm acum, Ploiești Sud, și nici gara Ploiești Vest, unde circula trenul regal când mergea la Sinaia. Și mai vreau să vă mai spun legat de importanța nodului Ploiești și din punct de vedere al călătorilor era un loc important. Era un punct de întâlnire. Aici se schimbau trenurile. Nu numai că rebrusau trenurile, dar se și schimbau trenurile. Cei care mergeau din Moldova către Brașov trebuia să schimbe trenul aici. Cei care mergeau de la București cu un tren care merge la Brașov trebuia să schimbe trenul către Moldova. Oamenii se întâlneau. Oamenii, având la dispoziție trenul, puteau să meargă la universitate la București. Apoi s-a înființat Institutul de Petrol și Gaze la Ploiești.
acest institut are studenți. Studenții trebuie să vină la facultate. Studenții, dacă au tren, pot să ajungă la facultate. Dacă stau la 70 de kilometri, nu pot să vină cu căruța la facultate. Da? Iată, deci, a fost și un nod important din punctul de vedere al călătorilor. Aici s-au întâlnit foarte mulți oameni, aici s-au legat povești de dragoste, aici s-au întemeiat familii, aici s-au cunoscut pentru prima dată oameni care ulterior și-au făurit o familie. Ce însemna protocolul într-un astfel de caz, atunci când trecea familia regală prin Ploiești? Protocolul impunea ca situația în care trenul regal oprește în Ploiești să fie, deci personalul feroviar avea o ținută deosebită, era a doua armată a țării, era o uniformă impecabilă, era o prezență care impunea respect în primul rând prin ținută și prin atitudine, iar exact cum vă povesteam puțin mai devreme, familia regală reprezenta un simbol. Reprezentând un simbol pentru popor și pentru oamenii de rând, impuneau respect în primul rând prin distinție și prin modul de abordare. Deci un om dacă era preocupat de altceva, avea alte gânduri, în momentul în care trenul regal poposea, se oprea. Poate nu spunea niciun cuvânt, dar în mintea lui să creea ceva. Asta a fost importanța casei regale din punctul de vedere al omului de rând, care putea să vadă și să aibă acest reper în viață. Toate lucrurile erau cumva legate. Vorbim despre simbolul reprezentat de familie regală, dar și construcția în sine însemna și ceva. Construcția în sine, deci calea ferată fiind un obiectiv important și construcția gării era ceva important, era ceva impozant. Deci să nu uităm, dacă ne gândim la schițele lui Caragiale, ce erau persoanele cele mai importante dintr-o localitate? Șeful de post, preotul, primarul și șeful de gară. Iată, deci, gara nu putea face excepție de la această regulă. Și anume, gara avea o construcție impozantă. Gara Ploiești Sud era gara principală a orașului, avea o construcție care definea practic importanța ei în memoria publicului și în memoria ploieșteanului. Pentru că ploieșteanul, când vedea această construcție, niciodată nu putea să o confunde în mintea lui cu altceva. Pentru că era o construcție mare, era o construcție masivă, era o construcție care impunea. Era o construcție specifică vremii respective. E vorba de o construcție care avea mai multe cupole, era o construcție care avea mai multe sculpturi pe fațadă. Deci era o construcție care însă și prin aspectul ei impunea o anumită distinție față de cel care îi trecea pragul. Nu putem spune că actuala construcție este urâtă, din contră, este o construcție onorabilă, dar totuși această lume a frumosului legat cumva de gară, s-a pierdut în zilele noastre. Da, așa este. Acum, depinde, frumosul, știți, frumosul este ceva subiectiv. Frumosul este perceput de fiecare din noi altfel. Unii spun că este frumos ceea ce văd în ziua de azi, alții spun că este frumos ceea ce era în trecut. Frumosul este o noțiune destul de greu de definit, concret. Însă, într-adevăr, am remarcat că pe măsură ce progresul tehnologic există, pe măsură ce apar noi tehnologii, apar noi materiale, apar noi scule și utilaje pentru a construi ceva, din păcate clădirile sunt tot mai simple. Din păcate clădirile au mai puțină poezie. Adică totul migrează către ideea de practic, mai puțin de către ideea de simbol. Deci gara de astăzi din Ploiești este o gară reconstruită după al doilea război mondial. Este o gară frumoasă, este o gară impozantă, dar nu mai are aceeași arhitectură cu cea din 1872. Deci este o gară care într-adevăr impune, este pe locul fostei gări, dar această gară este interesantă din punct de vedere arhitectonic, este impozantă și este importantă pentru valoarea acestui loc, însă are deja altă arhitectură, deja este percepută altfel de oamenii din ziua de astăzi. Iar, practic, nu putem spune că nu există frumos. Există frumos și în ziua de astăzi, însă frumosul este perceput mai mult prin prisma practicului. Deci, astăzi, în ceea ce observ, se construiesc edificii care să aibă, în primul rând, un rol practic și apoi un rol estetic. Nu aș vrea să ne despărțim înainte de a-mi spune, la finalul discuției noastre, de unde vine dragostea dumneavoastră
nemărginită pentru locul în care, pentru locurile de acest fel în care... Locurile astea mie îmi sunt foarte, foarte dragi, pentru că eu m-am născut la Târgoviște. Și când eram copil, eram în cărucior, aveam o atracție deosebită către trenuri. La mine în familie nimeni nu a lucrat la calea ferată. Părinții mei au fost ingineri constructori, bunicii nu au lucrat în domeniul feroviar, n-am avut nici măcar un vecin feroviar. Însă, în perioada când mama mea era însărcinată cu mine, o săptămână venea la București să se întâlnească cu tatăl meu și o săptămână tatăl meu venea la Târgoviște să se întâlnească cu mama mea. Se pare că, călătorind foarte mult cu trenul, acea mișcare și acele zgomote ale trenului s-au întipărit și celui care urma să se nască. Adică, cred că asta este explicația pentru care eu am îndrăgit aceste locuri și îndrăgesc atât de mult căile ferate. Și altfel spus și cu alte cuvinte, să ne uităm atunci când intrăm într-o gară altfel și să găsim în ea... În ea, când intrăm într-o gară, sau eu cel puțin când intru într-o gară, caut să văd ceea ce este frumos. Mă uit la arhitectură, mă uit la trenuri, mă gândesc la fiecare tren de unde vine, ce oameni ar putea circula cu acel tren, ce marfă s-ar putea transporta cu acel tren, de unde până unde ar putea merge, ce peisaj ar putea să vadă, ce povești de dragoste să leagă pe un peron, pentru că, din păcate, poate că eu nu mai sunt la vârsta de 18 ani, dar, din păcate, văd tot mai rar doi tineri care se țin de mână pe peron și și-au rămas buni la scara trenului. Dar există. Există. Acum și-au rămas bun trimițând un mesaj de pe telefon, dar totuși există. În gări încă mai poate fi observat această scenă în care el sau ea pleacă cu trenul și își iau la revedere unul de la celălalt. Să fim mai puțin critici și să privim cu un ochi curat ceea ce înseamnă cu adevărat. Eu v-aș spune un lucru. Poate că acum sunt bolnav. Și poate că, nu știu, sunt răcit. Sau poate că am căzut și m-am julit. Am căzut cu bicicleta. Asta nu înseamnă că sunt o epavă de om. Așa trebuie să gândim și când mergem într-o gară. Chiar dacă astăzi plouă, nu înseamnă că în fiecare zi plouă. Vorbim aici, în gara Ploiești Sud, despre începuturile transportului feroviar în România. Și aș vrea să ne povestiți puțin și despre tehnologie. Cum erau trenurile... Era un lucru de început pentru România și pentru români. Trenurile erau corespunzătoare epocii în care au fost născocite. Am cumpărat tehnologie de ultimă generație? Primele, da. La un moment dat, da. Primele locomotive care au circulat pe această linie au fost locomotivele concesionarului. Apoi, locomotivele cu aburi au fost cumpărate de către statul român, pentru că în 1881 statul român înființează direcția princiară a căilor ferate române, în sensul că răscumpără de la concesionar toate liniile și le pune în slujba statului român. Armata era cea care putea să disciplineze și să ordoneze toată această activitate. După 1881, calea ferată română devine o instituție de sine stătătoare, una foarte importantă, de importanța armatei. Calea ferată începe să cumpere locomotive de la mari constructori din Europa Occidentală. Întotdeauna calea ferată română a respectat principiul suntem prea sărași ca să cumpărăm ieftin. Adică au cumpărat tot ceea ce a fost mai bun din punct de vedere tehnologic. În România nu erau fabrici de locomotive. Uzina Malaxa abia după primul război mondial s-a înființat, iar uzina de la Reșița a fost înființată în 1771, dar era în Imperiul Austro-Ungar înainte de primul război mondial. Iată deci că odată cu începuturile căi ferate nu puteam să luăm locomotive decât din Occident. Am avut locomotive din Germania, am avut locomotive din Franța, am avut locomotive din Belgia. Dacă vorbim despre locomotive din Franța, nu pot să nu amintesc despre celebrele locomotive Orléans, care în 1883 aveau iuțeala maximă de 87 de km la oră. Era ceva teribil. Dacă comparăm cu transportul cu căruța sau cu ceva, era incredibil. Dar, totuși, prin gara Ploiești, trenurile de rang superior, trenurile care mergeau fără oprire, așa numitele Intercity, cu ghilimele de rigoare din ziua de astăzi, dar atunci nu se numeau Intercity, erau niște trenuri care erau pentru protipendadă, erau pentru elite și, practic, separarea socială se făcea prin preț.
Dar aceste trenuri erau și trenuri care mergeau cu viteză foarte mare. Era trenul care mergea București-Galați, care evident trecea prin gara Ploiești-Sud. Era trenul care mergea către Iași, care evident trecea prin gara Ploiești-Sud. Aceste trenuri, fiind niște trenuri de lung parcurs și de viteză mare, trebuiau să fie remorcate cu locomotive care aveau iuțeala maximă mare, așa cum se spunea în vremea respectivă. Iuțeala maximă la vremea respectivă era obținută doar cu locomotivele Pacific. Așa că în 1913, Calea Ferată Română face un caiet de sarcini și îl dă unei uzine din Germania și această uzină construiește niște locomotive după locomotivele S3P6 care erau ale căilor frate germane, a adaptat acest proiect la caietul de sarcini românesc. Așa s-au născut celebrele locomotive Pacific. Calea Ferată Română a avut 90 de locomotive Pacific. Aceste locomotive au fost fabricate în Germania, erau cele mai rapide locomotivele căilor ferate române, locomotive cu abur, mă refer, aveau iuțeala maximă de 126 de km pe oră. Ele circulau în capătul trenului, alergau cu vagoanele, iar ca să vă dați seama, aveau o capacitate de apă suficient de mare încât era necesară o singură oprire, de exemplu, între București și Constanța, opreau o singură dată la Fetești ca să ia apă. Mergând mai departe către Buzău, opreau doar la Ploiești ca să ia apă. Erau niște locomotive impozante, aveau niște roți uriașe, aveau o ținută și o formă foarte modernă pentru vremea respectivă. Dacă în 1913 s-au livrat primele 40 de locomotive, de la 41 până la 90, s-au livrat în 1922 de către aceeași fabrică, care și astăzi fabrică locomotive în continuare. Aici, în partea asta de vest a gării, să zicem așa, în partea de clădirii de vest, funcționa un restaurant celebru, al cărui patron era Constantin Dobrogeanu Gherea, pe numele lui original Solomon Katz, care s-a născut în Imperiul Țarist. Acolo, cu ideile sale revoluționare, a mișcării socialiste și muncitorești, a fost alungat, exilat și a poposit la Iași în 1878. Dar când au trecut trupele țariste spre Dunăre, el a fost găsit de către poliția țaristă și expulzat în Siberia. Îl duce la Sankt Petersburg, acolo Sankt Petersburg este întemnițat, și după o perioadă de detenție este expulzat în Siberia. Dar pe drum, nu se știu condițiile, n-am obținut informația asta, evadează și se stabilește de data asta definitiv în România. Are o afacere, o mică afacere pe la Galați, după aia vine aici în Ploiești, unde deschide un restaurant aici în Gara de Sud. De ce în Gara de Sud? Pentru că aici erau clienții, mari clienți, veneau din trenuri, doamne, domni, coborau, mâncau aici foarte bine, pentru că restaurantul rivaliza prin meniurile care se serveau cu capșa din București. Era foarte bine aprovizionat. Veneau oameni special. Special. Printre clienți Caragiale, Vlahuță, Izabela Sadoveanu, Păstorel Teodoreanu, lume bună. Unde se și citea literatură, vreau să spun. Adică, cum se spune, era o întâlnire gastronomico-literară. Așa. Și era foarte dinamic acest Dobrogeanu Gherea, participa și la servit, participa și la bucătărie și folosea marfă de primă calitate în meniurile sale. Când a venit regele Carol I aici, însoțit de doi generali, au intrat în restaurant și s-a îndreptat spre bufetul unde erau expuse meniurile. Și aici regele a parcurs toată gama de expozeuri și a zis așa, un hotărât, da, aici se mănâncă bine. La care toți au mulțumit înclinându-se maestății sale și maestatea sa a părăsit restaurantul.
Dar de mâncat n-am mâncat. Nu, n-am mâncat. Acest restaurant era celebru și prin faptul că, pe lângă faptul că se mânca bine, avea trei săli, conform celor trei clase de la tren. Avea meniuri pentru toate buzunarele, mâncau și mai săraci, și mai puțin săraci, și doamne și domni cu înaltă ținută, dar pentru calitatea produselor veneau foarte mulți clienți. Erau între 400 și 1000 de clienți zilnic. În urmă cu nu mulți ani, pelerinii care veneau la mănăstirea Turnu treceau printre morminte de daci și de romani. Peste ele. Da. La ce să fie atenți cei care rămân pentru câteva ceasuri în Ploiești și care vizitează mănăstirea Turnu? Noi aici ne aflăm pe un sit arheologic, unul dintre cele mai complexe din țara noastră, un așezământ monahal cel mai important din județul Prahova. Aici noi ne aflăm într-o biserică și din documente sunt doi ctitori aici. Figurează Mihnea Turcitu și ctitorie a negustorilor locali. Se spune că acești negustori locali au ridicat o biserică și că Mihnea Turcitu ar fi dărâmat biserica aceea care era probabil din lemn și a reconstruit-o pe aceasta la 1589. Ce se întâmplă? De ce a fost așa în ruină? Pentru că se știe că la 1595 a fost o invazie tătară care a ajuns până aici. Înainte de 1590 am fost o invazie, nu o să vă vină să credeți, a lui Ștefăniță Vodă din Moldova, foarte interesant asta, care a pârjolit și biserica ctitorii de Vâlad Țepeș. Aici, de jur împrejur, au fost morminte. De la mormintele din Paleoliticul Superior până la Getodaci. Avem în fața acestui muzeu ruinele, adică temelia unor terme romane de secol II, adică începutul secolului II, Traian, după invazia lui Traian aici în Dacia. Și ar trebui să mai vadă, în primul rând, biserica ctitorită de Vlad Țepeș, în care se slujește în zilele noastre. Și aceasta, tot datorită acelei invazii, a fost arsă și recondiționată pe la 1671 de către Antonie Vodă din Popești, care era tatăl lui Marica Brâncoveanu. Mănăstirea a renăscut în ultimii ani, a fost refăcută integral, arată foarte bine. Este cunoscută printre ploieșteni? Foarte cunoscută, pentru că foarte mulți oameni vin la slujbe aici. Probabil că au simțit duhul ăsta de rugăciune care se manifestă aici, prin rugăciuni. Poate că și locul îmbibat de istorie. Cum se spune, aici au trecut atât de mulți oameni, domnitori, care au venit la slujbe. Aici a fost curtea domnească a multor voievozi români. Dar s-au întâmplat, bineînțeles, că și lucruri mai puțin bune. Ce tezauri s-a adăpostit aici în mănăstire? Aici avem părticele de moaște, Sfânta Cruce, Sfinții Haralambie, Gheorghe, Nicolae, Pangratie, Teodosie de la Brazi, Muceniță Paraschevii, Sfinții Părinți uciși în Rait, Sinai și Rait, Sfinții din temnițele comuniste, avem părticele și icoana, o copie a icoanei Maicii Domnului de la Muntele Athos.
ce s-a mai putut păstra acolo, o inscripție Iisus Hristos, vedeți că scrie Iisus Hristos, și aici se poate vedea o rămășiță a turnului roman de început secol II, un turn de apărare al garnizoanei care staționa aici. Este marcată prin aceste urme de pietre foarte bine construite. Ceea ce înseamnă că, de fapt, această biserică a fost dedicată cumva pe această, da, această fundație a turnului roman. Pe ruinele acestui turn, da. La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Periș se numea Cocioc și făcea parte din plasa Znagov, județul Ilfov. La acea vreme, toate pământurile acestei localități, cu mici excepții, aparțineau domeniilor coroanei. Carol I a cerut, la scurt timp de la instalarea sa la conducerea statului, realizarea unui studiu despre calitatea aerului de pe teritoriul României. Pe primele trei locuri au ieșit atunci Sinaia, Periș în Ilfov și Săvârșin în Arad. În baza acestui fapt, monarhul a hotărât ridicarea a trei reședințe regale în aceste trei localități. La Periș, nu departe de București, a fost construit Palatul Scroviștea, dar de comuna Periș se leagă un eveniment de importanță națională. Pe 16 octombrie 1916, în această gară, sosea generalul francez Henri Berthelot, conducătorul misiunii militare franceze. Decizia Franței de a trimite în România militar și personal sanitar a venit ca urmare a cererii făcute de guvernul regatului în septembrie 1916. De ce cerea România ajutorul Franței la două luni de la intrarea în război alături de Antanta? Pentru că înfrângerile înregistrate pe front erau dureroase și alarmante. Ofensiva de eliberare a Transilvaniei se împotmolise la Sibiu, pierderile de la Turtucaia în fața armatei germano-bulgare și eșecul contraofensivei din sud, de la Flămânda, scoteau la iveală o armată română nepregătită, care avea urgent nevoie de ajutor tactic și militar. Generalul Berthelot, absolvent al cursurilor școlii militare de la Saint-Cyr și ale școlii superioare de război din Paris, avea o carieră strălucită. Îndeplinise funcția de secretar al Comitetului de Stat Major în 1907, cea de subșef al Marelui Stat Major francez între 1913-1914, comandant al sectorului Soissons din 1914 până în 1915, comandant al Diviziei 33 Infanterie de Rezervă, al Corpurilor 3 și 32 Armată. A colaborat cu Mareșalul Joffre, comandantul șef al armatei franceze, la elaborarea planului de operații cu care Franța s-a angajat în primul război mondial. Ei bine, pe 16 octombrie 1916, generalul Berthelot și misiunea franceză pe care o conducea erau primiți în gara Periș de oficialități române, în frunte cu regele Ferdinand și cu primul ministru Ion Ice Brătianu. Misiunea militară franceză avea să fie prezentă în România timp de 18 luni. Din prima zi, nota Berthelot, devenit ulterior consilierul militar al regelui Ferdinand, m-am convins că trebuia să acționez repede. Trebuie să oprim peste tot ideea de retragere, să apărăm cu înverșunare, chiar pe frontieră, pământul național. Misiunea militară franceză condusă de generalul Berthelot a participat activ la acțiunea de reorganizare a armatei române, retrasă în 1916 în Moldova, și la elaborarea planurilor de operații în vederea desfășurării bătăliilor din vara anului 1917 contra trupelor germane. În acest sens, generalul Berthelot a colaborat cu generalul Constantin Prezan, devenit în decembrie 1916 șef al Marelui Cartier General.
Victoriile de la Mărăști, Mărășești și Oituz din iulie-septembrie 1917 au fost și ele consecința reorganizării armatei române realizată de generalul Berthelot. Pentru meritele sale, generalul Berthelot a fost declarat cetățean de onoare al României la 21 mai 1917 în ședința solemnă a Parlamentului de la Iași.